doamnelor și domnilor, distinși invitați, dragi studenți, bun venit la o activitate deosebit de importantă pentru mediul academic constanțean, mediul academic ovidian, o activitate care, după cum veți observa, include două acțiuni deosebit de onorante pentru mediul academic al Universității Ovidius din Constanța. Și mă refer la această primă parte a zilei de 18 octombrie, primă parte care va avea în vedere desfășurarea conferinței Evoluțiile dreptului penal sub efectul deciziilor Curții Constituționale a României, și cea de-a doua parte, ultima parte a activității corespunzătoare evenimentului de astăzi, va include o festivitate onorantă pentru noi, pentru corpul profesoral al Facultății de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității Ovidius din Constanța și nu numai, chiar și pentru ceilalți colegi ai mediului academic ovidian, deoarece vom desfășura ceremonia de decernare a titlului de doctor honoris causa domnului profesor universitar dr. Tudorel Toader. Înainte de a prezenta câteva considerații privitoare la aceste două activități, considerații care vă garantez vor fi foarte scurte, aș dori să mulțumesc invitațiilor speciali pe care îi avem astăzi aici alături de noi, dar și colegilor mei specialiști ai dreptului penal, domnul profesor Drăghici, doamna conferențială universitară dr. Mariana Mitra, care și au dus un aport deosebit în organizarea acestui eveniment. Însă, cel mai important lucru este să știți, și mă refer la studenții prezenți, că printre noi, în primul rând, îl avem prezent pe domnul președinte al Curții Constituționale a României, domnul profesor Marian Enache. Bun venit, domnule președinte! De asemenea, domnul profesor universitar dr. Tudorel Toader, fost ministru al Justiției și fost rector al Universității Alexandru Ioan Cuza, prezent aici și va fi foarte activ pe parcursul acestei zile, căruia îi mulțumim frumos, pe de o parte pentru faptul că a acceptat acordarea acestui titlu de doctor honoris causa din partea universității noastre, dar și, în primul rând, pentru prezența la acest eveniment. Mulțumim frumos, domnule profesor! De asemenea, o prezență constantă la evenimentele noastre, la evenimentele organizate de facultatea noastră, doamna judecător Alina Jurbiță, președintele sau președinta, după ultimele opinii ale Academiei Române, președinta Curții și de apel Constanța. Voi fi foarte scurt în prezentarea a unor considerații, pot să spun așa, în legătură cu desfășurarea acestor evenimente. Faptul că titlul general al conferinței scoate în evidență evoluțiile dreptului penal sub efectul deciziilor Curții Constituționale a României ne duce la momentul în care, în anul 2021, am organizat o conferință unde, la finalul acesteia, am și publicat, de altfel, un volum de studii, conferința denumindu-se, dacă vă aduceți aminte, Mecanismul Statului de Drept 2022 al Uniunii Europene, și am scos în evidență acel raport dintre dreptul Uniunii Europene și dreptul național al statelor membre. Cu ocazia conferinței respective, am relevat și a fost o opinie unanimă,
celor prezenți la acel eveniment, importanța deciziilor Curții Constituționale în ceea ce privește dispozițiile normative interne, dar și eventuale conflicte cu anumite norme ale dreptului european și cu precădere cu jurisprudența Curții Europene de Justiție. Aceste chestiuni sunt consacrate în conținutul acestui volum. Importanța Curții Constituționale este una fără de tăgadă, motiv pentru care astăzi, cu ajutorul colegilor noștri penaliști, am avut în vedere organizarea acestei conferințe. De aceea, rolul Curții Constituționale în materie penală este unul deosebit de important. De ce? Curtea Constituțională, mă refer la studenții prezenți și nu la cei care au ajuns practicieni și se constată că au trecut direct în anul 2 și nu au ținut cont de importanța dreptului constituțional din anul 1, Curtea Constituțională joacă un rol deosebit de important, în primul rând în garantarea conformității legilor. În situația dată, în situația de astăzi, această conformitate a legilor în materie penală. Această conformitate cu cine trebuie să fie realizată? În primul rând cu Constituția, da? Care este legea fundamentală, este legea supremă. Motiv pentru care deciziile Curții Constituționale a României au un efect deosebit de important atunci când acestea amendează anumite dispoziții normative, anumite acte normative, fapt pentru care efectele Curții Constituționale, cel puțin în materia dreptului penal, a dreptului procesual penal, au o importanță deosebită. Față de aceste aspecte, trebuie să știm că aceste efecte ale jurisprudenței Curții Constituționale duc la sancționarea unor domenii în materia dreptului penal, respectiv a dreptului procesual penal. Și mă refer în primul rând la decizia 405 din 2016 a Curții Constituționale a României, care ce a făcut? Prin intermediul acestei decizii s-a realizat o definire, o calificare a ceea ce înseamnă noțiunea de abuz în serviciu. După decizia Curții Constituționale, legiuitorul a intervenit și această calificare, această definire a abuzului în serviciu a fost revizuită. De asemenea, Curtea Constituțională a României a intervenit nu de multe ori în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale în procesul civil. Și aici avem în vedere, în primul rând, decizia 51/2016, care, în primul rând, a sancționat acea reglementare care permitea condamnarea în contumacie în lipsă a unui inculpat. După această decizie, dispozițiile legale corespunzătoare au fost revăzute pentru că ceea ce a sancționat Curtea Constituțională a sancționat aspecte care încălcau liberul acces la justiție și, bineînțeles, dreptul la apărare. De asemenea, tot potrivit acestei decizii de referință din anul 2016, s-a delimitat mult mai clar care este rolul Serviciului Român de Informații în ceea ce privește emiterea mandatelor de supraveghere tehnică. Nu în ultimul rând, un alt domeniu deosebit de important pe care cei care sunteți interesați de materia, de domeniul dreptului penal, îl auziți poate în ultima perioadă, este cel care vizează prescripția răspunderii penale. Aici putem aminti despre decizia 297/2018. După această decizie, legiuitorul a avut în vedere o asigurare a securității juridice mult mai clară în ceea ce privește interpretarea acestei instituții deosebit de importante. Aceasta a fost partea de deschidere pe care am vrut să o abordez.
Nu vreau să monopolizez această deschidere, însă, cu siguranță, cei care sunteți prezenți și veți fi prezenți pe parcursul acestei zile la această conferință, veți auzi, veți sesiza multe dintre cele pe care eu le-am amintit, cu siguranță din partea unor persoane mult mai bine pregătite decât subsemnatul. După cum bine știți, nu intră în sfera mea de competență în materia dreptului penal, dreptului procesual penal, dar sunt un fan împătimit, ca orice român. Mulțumesc frumos pentru atenție. În continuare, aș dori să îi ofer cuvântul colegei noastre, doamnei prorector conferențiar universitar, dr. Raluca Trandafir. Încă o dată mulțumiri pentru sprijinul acordat din partea Universității Ovidius din Constanța pentru organizarea acestui eveniment. Doamna prorector, aveți cuvântul. Bună dimineața! Vă mulțumesc mult, domnule Bogdan. Ca întotdeauna este o bucurie să participăm la manifestările organizate de către Facultatea de Drept și Științe Administrative. Distinși invitați, dragi colegi și dragi studenți, doamnelor și domnilor, onorată asistență! Astăzi ne reunim pentru a deschide o conferință cu o semnificație profundă, un eveniment care ne provoacă să reflectăm asupra fundamentelor sistemului juridic românesc, dar și asupra transformărilor sale, în contextul unei realități juridice tot mai complexe și dinamice. Ne aflăm într-un punct important al evoluției dreptului penal, un moment în care deciziile Curții Constituționale acționează ca un vector de schimbare, remodelând norme și principii fundamentale. Astfel că aceste decizii nu doar interpretează litera legii, ci influențează direct destinul social al fiecărei persoane, protejând drepturile fundamentale, stabilind și anumite limite pentru aplicarea dreptului penal. În acest context, conferința de astăzi devine o platformă esențială pentru dezbaterea echilibrului delicat dintre ordine și libertate, dintre sancțiune și protecție. Astfel, conferința noastră este o chemare la responsabilitate și reflecție în fața unei realități juridice provocatoare. Îndrăznesc să folosesc cuvântul noastră, pentru că, deși mă aflu în fața dumneavoastră, în calitate de mesager al conducerii Universității Ovidius din Constanța, am onoarea să fac parte din colectivul Facultății de Drept și Științe Administrative. Facultate care, de altfel, s-a afirmat în ultimii ani ca un for academic de înaltă ținută, implicându-se activ în cercetarea științifică din sfera științelor juridice. Organizarea unui astfel de eveniment cu impact, așa cum e și prezenta conferință, demonstrează viziunea facultății de a aduce împreună teoreticienii și practicienii din domeniul juridic, creând astfel o sinergie indispensabilă pentru dezvoltarea și modernizarea sistemului juridic românesc. De aceea, profit de această ocazie pentru a-l felicita pe domnul decan, profesorul universitar dr. Stoica Adrian, împreună cu colegii din echipa de conducere, care prin multă muncă și dăruire, am spune chiar abnegație, au contribuit la întărirea prestigiului academic al facultății. Aceste aprecieri, să știți că nu sunt în niciun fel subiective, bazate pe apartenența mea la colectivul FDSA. Ele reprezintă viziunea conducerii universității a domnului rector, în numele căruia am bucuria să fiu astăzi aici și să vă vorbesc. Cu siguranță, perspectivele de consolidare în ceea ce privește reputația Facultății de Drept și Științe Administrative vor include de anul viitor și înființarea unei școli doctorale de drept, care va contribui la dezvoltarea cercetării juridice și pe care Universitatea Ovidius din Constanța o sprijină. Sunt convinsă că prezentările care vor urma vor aduce contribuții semnificative la consolidarea cunoașterii și aplicării dreptului penal în România. Vă mulțumesc și vă doresc succes în continuare, în desfășurarea acestor lucrări și sunt convinsă că veți avea un mediu fructuos și veți dezbate idei interesante. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos, stimată doamnă prorector. În continuare, îl rog să ne adreseze câteva cuvinte în deschiderea acestui eveniment pe cel onorat, sau cel care va fi onorat astăzi, domnul profesor universitar dr. Tudorel Toader, fost ministru al Justiției și fost rector al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Asta e surpriză.
Bună ziua tuturor, doamnă profesor, domnule președinte al Curții Constituționale, doamnelor, domnilor profesori, stimați invitați. Sigur, sunt onorat pentru faptul de a fi astăzi aici, pentru faptul de a mi se conferi distinția academică onorifică de doctor honoris causa al Universității Ovidiu din Constanța. Dacă e să fac un pic un remember legat de ceea ce spunea și domnul decan și doamna prorector, îmi amintesc faptul că în urmă cu 10 ani de zile așteptam să intre în vigoare noul cod penal, care nu mai e nou, au trecut 10 ani, și eram unii dintre noi, atunci suntem și astăzi, cel puțin eu și domnul Udroiu, domnul Drăghiș și ceilalți, regretatul profesor Antoniu și Volonciu și alții, discutând despre cum va fi cu legea penală mai favorabilă. Și atunci unii pe autonome, alții pe lege în ansamblu ei, în alta curte a zis pe instituții autonome, Curtea Constituțională, în mai 2014 a decis exact contrariu, legea mai favorabilă se aplică în ansamblu ei pe legi. Acum, eram judecător la vremea respectivă, nu era un element de noutate în 2014, pentru că decizia din 2014 a preluat o frază, un considerent a unei decizii din 2011, unde se scria că în interpretarea, aplicarea legii penale mai favorabile, judecătorul nu poate combina dispoziții de legi diferite pentru că ar crea o a treia lege și s-ar substitui legiuitorului. Tot cazul, conferința de astăzi este plină de substanță, aici o vorbesc cu încărcătura subiectivă pe care evident este faptul că o am, despre rolul și modalitățile prin care deciziile Curții Constituționale constituționalizează dreptul penal, fie în etapa controlului a priori înainte de promulgare și publicare în monitor oficial și intrare în vigoare a legii, fie în controlul a posterior, când vorbim de legea în vigoare sau de ordonanțele de urgență. Dacă vom urmări pe un fir, așa vom vedea că toate deciziile de admitere sau interpretative și interpretative nu fac decât să constituționalizeze dreptul penal, să-l aducă în limitele, în parametrii, în exigențele legii fundamentale, sigur, ținând cont de standardele europene, hotărârile, deciziile CEDO, Curții de Justiție ale Uniunii Europene, obligații din tratate, convenții la care România este parte. Dar eu mulțumesc, domnule decan, pentru că mi-ați dat cuvântul, deși nu era în program să vorbesc în deschidere. Va veni timpul, voi mai spune câteva cuvinte. Vă mulțumesc. Sunt convins că școala doctorală se va înființa și va contribui substanțial la formarea de cercetători științifici în domeniul dreptului, după cum sunt convins de faptul că școala de drept din cadrul Universității Ovidius este o școală respectabilă, prestigioasă pe plan național și internațional. Prin colectivul pe care îl aveți, prin faptul că îmbinați ceea ce se numește știința pură, dar și practica judiciară, că nu toți studenții vor să rămână la catedră sau în institutele de cercetare, vreți să mergeți acolo unde se pune în aplicare norma juridică. Mulțumesc, doresc succes conferinței, lucrărilor, sunt onorat, vă mulțumesc! Mulțumim frumos, stimate domnul ministru. În continuare, o rog pe doamna președinte a Curții de Apel Constanța, doamna judecător Alina Julubiță, să ne adreseze câteva cuvinte în deschiderea acestui eveniment. Mulțumim frumos pentru prezență, doamna președinte, și aveți cuvântul. Mulțumesc, bună dimineața. Distinși invitați,
domnilor profesori, stimați colegi, doamnelor și domnilor. Propunerea pe care l-a adresat-o Universitatea Ovidius prin Facultatea de Drept de a adresa un cuvânt în deschiderea acestui eveniment mă onorează, având în vedere anvergura acestei întâlniri, tematica pe care o știți cu toții, dar mai ales festivitatea care urmează și care pentru mine este specială, cea care privește decernarea celei mai înalte distinții academice, domnului profesor, atât de drag nouă, domnul Tudorel Toader. Prin urmare, voi începe prin a mulțumi pentru această invitație, prin a adresa un bun venit la Constanța tuturor celor care ne vizitează în aceste zile frumoase de toamnă orașul, și prin a transmite un salut călduros din partea Curții de Apel Constanța și a instanțelor din circumscripție, care sunt astăzi reprezentate de asemenea prin președinți, către toți participanții la eveniment. Asupra temei de astăzi a conferinței, nu voi insista foarte tare, pentru că am văzut care este lista de invitați și care sunt subiectele ce vor fi abordate. Știți prea bine despre mine că sunt o civilistă convinsă, prin urmare, un novice cred eu că trebuie să stea și să-i asculte pe ceilalți, nu să ia primul cuvântul, dar pot să spun un singur lucru. Rolul Curții Constituționale cred că nu poate fi tăgăduit în materia dreptului penal după intrarea în vigoare a noilor coduri. Le spunem încă noi, chiar și după 10 ani. Ca să parafrazez un coleg de-al meu, mai în glumă, mai în serios, a spus că dacă de pe biroul unui judecător din penal poate să lipsească un cod, deciziile Curții Constituționale pronunțate în această materie nu pot lipsi, sunt obligatorii, pentru că ele stabilesc reperele de judecată. Mă voi limita la spune atât în legătură cu aceste decizii ale Curții Constituționale, iar cu îngăduința dumneavoastră vă mai rețin un pic atenția, pentru că aș vrea să mă concentrez asupra celei de-a doua părți a acestei zile. Agenda nu permite, din păcate, să rămân și la orele amiezii, dar nu vreau să ratez această ocazie, pentru că pentru mine personal este un eveniment cu încărcătură. Eu îl apreciez în mod deosebit pe domnul profesor Tudorel Toader și am spus că trebuie să profit de acest prilej pentru a-i transmite și dumnealui gândurile și tot spectrul de emoții care ne încearcă în legătură cu persoana domniei sale. Și încep cu o mărturisire. Atunci când domnul profesor Drăghici mi-a adresat invitația de a participa la eveniment, primul lucru la care m-am gândit și o mare deosebită să particip la această conferință, mai ales având în vedere persoana aflată în centrul ei. Ulterior, gândul a devenit o preocupare. Oare aș putea exprima în cuvinte și să cuprind complet și corect tot ceea ce noi simțim și cât de tare îl apreciem pe domnul profesor? Și, făcând o scurtă cercetare, am constatat că este foarte grea misiunea. E greu să exprimi în câteva cuvinte 40 de ani de activitate profesională la cel mai înalt nivel. Pentru că, știți prea bine, dumneavoastră este o personalitate marcantă în domeniul academic, peste 20 de ani la conducerea unei facultăți de prestigiu, a unei universități, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Un rol important la nivel juridic național a exercitat dintre cele mai înalte funcții în stat. Ministru al Justiției, judecător al Curții Constituționale, un teoretician și un practician cu activitate prolifică. Și m-am gândit atunci cum aș putea să descriu pe acest profesionist cu un singur cuvânt. Cel la care m-am gândit a fost cuvântul desăvârșit. Desăvârșit pentru că formează și a format de-a lungul timpului generații întregi de oameni, pentru că după aceea i-a îndrumat în practică pe profesioniștii dreptului, inclusiv prin școala doctorală, dar și prin studiile pe care le-a realizat în continuare, pentru că a condus destinele justiției în vremuri tulburi și, chiar dacă puțin știu, a plătit un preț scump cu sănătatea, preț pe care îl trece sub tăcere și despre care nu dorește să se știe. Deci, dincolo de acest profesor, dincolo de profesionistul, de sutele de cercetări științifice și de CV-ul impresionant și activitatea copleșitoare, stă omul Tudorel Toader. Cu privire la care am ajutat la un prieten, pentru că
Nu am avut fericirea să colaborez cu domnia sa în activitatea mea profesională, dar omologul meu de la Curtea de Apel Iași, doamna președinte a curții, doamna judecătorul Diana Cheptenemicu, a avut plăcerea să-mi răspundă la întrebarea cine este domnul și omul Tudorel Toader. Și dacă îmi permite să citez, vă voi spune în esență ceea ce mi-a transmis colega mea. Este un om al faptelor, un om de acțiune pentru care rezultatele vorbesc de la sine. Este un om orientat spre aspectele pozitive din viață și din activitate, care privește mereu spre obiectivul ce trebuie realizat, fără a se lăsa abătut din drum, de detalii sau alte obstacole de moment. Este un om cu o imagine de ansamblu foarte bună și o capacitate de a sintetiza lucrurile în esența lor. Un om riguros, un om de cuvânt, un om care se ghidează după principiul, calitatea vieții și nu durata ei contează. Cred că alte cuvinte sunt de prisos pentru a mai descrie pe omul Tudorel Toader. Vreau doar, în legătură cu acest om, să spun atât. Este fără îndoială un om ales, un om de excepție. De aceea felicit Universitatea Ovidius pentru hotărârea de a-i acorda acest titlu domnului profesor și pentru a-l face în această modalitate o parte a comunității noastre, pentru că a dus la Constanța un om renumit, o personalitate a vremurilor noastre, care merită pe deplin întreaga noastră recunoștință și apreciere. Și închid prin a spune, pentru tot ceea ce sunteți și veți fi în continuare cu ajutorul lui Dumnezeu pentru noi vreme îndelungată, mă înclin. Felicitări! Mulțumim frumos, stimată doamnă președintă. Spațiile dumneavoastră pe toate frumoase. Un cuvânt de deschidere care acoperă și o parte dintr-un laudatio special adresat domnului profesor Tudorel Toader. Mulțumim frumos. La finalul acestui eveniment aș dori să îi ofer cuvântul domnului președinte al Curții Constituționale a României, domnul profesor Marian Enache. Dacă țineți minte, noi ne-am mai bucurat de prezența unui președinte a Curții Constituționale din trecut, motiv pentru care ne simțim deosebit de onorați să îl primim pe actualul președinte al Curții Constituționale a României, pentru persoana dânsului. Nu este o noutate participarea la un eveniment organizat de Facultatea de Drept. Dânsul ne onora cu prezența în trecut și prin accesul online la diferite activități anterioare. Bineînțeles, calitatea discursului pe care dânsul ni l-a adresat a fost unul deosebit de important, iar pentru studenții prezenți în acele ocazii repere deosebite în studiile universitare pe care dumnealor le exercitau în acele domenii. Domnule președinte, aveți cuvântul și vă mulțumim frumos pentru onoarea pe care ne-ați făcut-o să fiți astăzi aici prezent în Constanța. Cu siguranță vă așteptăm și în viitor să dați curs invitațiilor noastre, pentru că bănuiesc că v-ați dat seama, dorim să păstrăm excelența evenimentelor, dorim să păstrăm un standard ridicat în ceea ce privește organizarea unor astfel de activități aici la Constanța. Mulțumim frumos pentru prezență și aveți cuvântul. Vă mulțumesc și eu, domnule decan, înainte de a trece, vreau să spun că atunci când mă laudă cineva excesiv, intru în panică. Bună ziua tuturor! Onorată conducerea Universității și a Facultății de Drept și Științe Administrative, stimate domnule profesor Tudorel Toader, invitat special al evenimentului, stimată doamnă președinta Curții de Apel, doamnelor și domnilor profesori, dragi invitați,
În deschidere nu mă voi referi, nu voi vorbi despre dreptul constituțional și constituționalism în mod direct. Probabil că în desfășurarea lucrărilor sau la închidere, după susținerea lucrărilor de către distinși autori ai materialelor care au fost anunțate. Sunt onorat, desigur, ca fiecare dintre noi, cei invitați să participăm la această sesiune de comunicări științifice și cu această ocazie adresez felicitări, sigur, conducerii universității, cât și conducerii Facultății de Drept și Științe Administrative pentru modul inspirat în care au fost selectate problematicile ce constituie temele conferinței, precum și pentru calitatea și prestigiul autorilor specialiști în domeniul dreptului penal. În deschiderea sesiunii, permiteți-mi unele succinte remarci referitoare la relația dintre cercetare științifică și justiția înfăptuită de instanțe judecătorești sau de Curtea Constituțională, precum și la necesitatea unei mai mari deschideri și a unei interacțiuni mai substanțiale între aceste activități în beneficiul științei juridice, dar și al realizării mai eficiente a actului de justiție. În acest cadru de referință se poate observa faptul că procesul de luare a deciziilor de către judecători este influențat de cercetarea juridică cu precădere universitară în mai multe moduri, dintre care putem menționa câteva cum ar fi analiza critică, științifică, a hotărârilor judecători și a deciziilor Curții Constituționale, a jurisprudenței acestor autorități jurisdicționale, formularea și fundamentarea unor noi construcții argumentative și judecăți de valoare juridică, promovarea și dezvoltarea unor concepte și idei care consolidează valorile epistemologice ale gândirii juridice și care pot orienta cunoașterea dreptului în coordonate științifice a ramurilor și disciplinilor sistemului de drept cu incidență în aplicațiile practice ale dreptului. Mediul universitar, prin definiție, cultivă și valorizează raționalitatea gândirii juridice, iar mediul judiciar, în temeiul regulilor și metodelor de interpretare a legii, soluționează în mod concret situațiile de fapt diverse de aceste judecăți. Prin aceste mecanisme se realizează un schimb continuu de gândire și hermeneutică juridică, inovativă și creativă între cele două domenii de activitate, care contribuie în mod convergent la îmbogățirea atât a doctrinei, cât și a jurisprudenței în ansamblu. Astfel, se concretizează, pe de o parte, receptarea în spirit critic a jurisprudenței de către doctrină și, pe de altă parte, receptarea doctrinii în spirit creator de către jurisprudență. Un studiu sau o cercetare științifică poate consacra o soluție jurisprudențială, iar o soluție jurisprudențială poate întemeia o argumentație în elaborarea unei teorii juridice. Prin urmare, nici universitarii și nici judecătorii nu se pot izola în propria cetate a identităților creatoare, ci în mod necesar trebuie să instituie forme de comunicare și colaborare pentru a asigura complementaritatea activităților lor specifice. În condițiile vieții contemporane, a fi un bun teoretician presupune a avea și o cunoaștere practică și a fi un bun practician impune să ai și o pregătire teoretică. Dialogul structurat și socializarea juridică dintre mediul universitar și cel judiciar, fiecare dintre ele cu mijloacele și metodele sale de lucru, devin părți intrinsece de evoluții unuia și aceluiași fenomen, cel al complexității dreptului, care implică deopotrivă studiul, exegeza și aplicarea normelor juridice. Cunoaștem faptul că în cele mai multe state de
există un asemenea dialog sistematic, un schimb de opinii și dezbateri referitoare la soluțiile instanțelor jurisdicționale și la evaluările doctrinale ale acestora. De exemplu, Consiliul Constituțional francez se consultă cu profesorii facultăților de drept și le propune acestora teme pentru conferințe tematice sau pentru doctorate universitare, inspirate din jurisprudența acestei autorități de jurisdicție. Acest dialog în care cercetarea universitară se implică într-o analiză argumentativă juridică, uneori exhaustivă, este util fundamentărilor deciziilor autorităților judiciare. De cele mai multe ori, o soluție adoptată de aceste autorități este sau poate fi consolidată printr-o argumentare suplimentară, concludentă, ori dimpotrivă, contraargumentată. În acest mod, contribuția abordărilor științifice poate fi determinantă pentru însușirea și fixarea unei soluții în jurisprudență sau poate conduce la reconsiderarea soluției respective într-o jurisprudență ulterioară. Se vorbește astăzi despre existența a trei culturi. Cea a științei, cea umanistă și cea de-a treia cultură, care se referă la conectarea științei cu latura sa pragmatică. Învățământul nu poate fi redus la o singură componentă, la cunoașterea teoretico-științifică, cu evitarea acțiunii practice, care în final reprezintă un criteriu al validării cunoașterii. De altfel, cunoașterea științifică nu poate fi imaginată în lipsa cunoașterii și acțiunii practice, mai ales în condițiile în care inteligența artificială câștigă din ce în ce mai mult teren în toate domeniile, inclusiv în lumea juridică. În aceste coordonate, într-o lume globală și cosmopolită, apar și se dezvoltă noi perspective ale cunoașterii și aplicațiilor acesteia, inclusiv în sfera universului dreptului. Este o cunoaștere în orizontul lumii globale care valorifică o viziune intra, inter- și pluridisciplinară a cunoașterii teoretice și practice. Misiunea comună a juriștilor teoreticieni, cât și a juriștilor practicieni, este lupta pentru drept, prevalența dreptului. De aceea apreciem că reuniunile științifice constituie cadrul în ceea ce privește conlucrarea și schimbul de cunoaștere pentru dezvoltarea științei și practicii juridice. De fapt, Universitatea Ovidius din Constanța a organizat constant astfel de conferințe în care, prin participarea unor specialiști teoreticieni și practicieni, au fost analizate dintr-o perspectivă integratoare interacțiunea dintre conceptele și principiile de drept, precum și aplicarea lor în viața juridică reală. Voi evoca una dintre aceste activități ale Universității dumneavoastră cu privire la o temă de mare interes pentru toate categoriile de juriști, cum ar fi aceea referitoare la criza procesului legislativ și a calității legii în România din anul 2022, care mi-a atras atenția în mod deosebit. Prin urmare, îmbinarea acestor două componente, cercetarea și practica judiciară, conduce la situarea judecătorului într-o paradigma dezvoltării raționamentelor sale argumentative și a pronunțării unor soluții care sunt inevitabil raportate la cercetarea științifică fundamentală și de rambă, în care se regăsesc exigențele tradiției și modernității, a originalismului și a dreptului viu, a jurisprudenței consolidate și revirimentului jurisprudențial, a dreptului național și internațional sau a dreptului Uniunii Europene. Aceste aspecte reprezintă tot atâta provocări și stimuli pentru justiție, care în eforturile sale a fost, este și va trebui să fie susținută și conectată la strădanile și contribuțiile oamenilor de știință din domeniul dreptului. Onorat auditoriu, apreciem că prelegerile conferinței noastre pe care le vor susține
distinși reprezentanți ai mediului universitar constituie un cadru adecvat pentru cercetare, pentru decernare, iertați-mă titlului de doctor honoris causa domnului profesor Cutorel Toate. Observ din termenele care au fost formulate pentru conferințele ce vor urma. Mulțumim frumos, stimate domn președinte. În continuare vom trece la sesiunea plenară de comunicări corespunzătoare acestei prime părți a zilei. Sesiune plenară de comunicări care va fi desfășurată sub egida conferinței noastre Evoluțiile dreptului penal sub efectul deciziilor Curții Constituționale a României și rog moderatorii, domnul președinte al Curții Constituționale, domnul profesor Marian Enache, să rămână la pupitru, dar și pe domnul profesor universitar dr. Tudorel Toader, pentru că dumnealor vor modera această sesiune. Pauza va fi așa tranzitorie, pentru că deja nu prea avem timp, dar rog invitații, rog speakerii să se alăture moderatorilor. Mulțumesc frumos tuturor persoanelor care au contribuit la această parte de deschidere a zilei noastre, o zi deosebit de importantă și veți vedea foarte interesantă. Mulțumesc frumos, o scurtă pauză până ne organizăm la pupitru. Sunt foarte bucuroasă pentru că revin întotdeauna cu mare plăcere acasă, pentru că pentru mine Constanța înseamnă acasă. Termul conferinței de astăzi oferă oportunitatea de dezbatere și reflecție atât asupra evoluției dreptului penal, a factorilor care îl modelează și asupra rolului justiției constituționale în statul de drept. Pentru că, într-un fel sau altul, și în deschiderea acestei conferințe, fiecare dintre distinșii vorbitori s-a referit la rolul justiției constituționale, de fapt, la rolul Curții Constituționale a României în modelarea ansamblului normativ, nu numai în ceea ce privește dreptul penal, la care ne vom referi astăzi, în mod special, dar și a tuturor celorlalte ramuri de drept. Așa cum am mai arătat și în alte prilejuri, și mulțumesc domnului președinte că a amintit și de studiile teoretice pe care am încercat să le realizez, efectivitatea accesului la justiția constituțională este condiționată, între altele, de balanța uneori dificil de menținut a limitelor de competență a instanțelor constituționale. Pentru că, așa cum cunoaștem, atribuțiile curților constituționale, a Curții Constituționale a României, sunt stabilite de Constituție și de lege, însă, în exercitarea acestor atribuții, Curtea Constituțională este singura în drept să-și stabilească, să-și definească competența. Nu numai legea 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale a României stabilește acest lucru, ci să știți că reglementări similare sunt și în alte state. Chiar o reglementare identică, am văzut, de exemplu, în Spania cu privire la competența Tribunalului Constituțional Spaniol. Stabilirea acestor limite de competență nu este uneori foarte ușor de realizat și, cum spuneam, efectivitatea acestui acces la justiția constituțională depinde de echilibrul curților constituționale și de maniera în care își definesc competența în legătură și în raport cu alți actori instituționali, pentru că astăzi vorbim în special despre raporturile între Curtea Constituțională și legiuitor în definirea limitelor constituționale ale legiferării în materie penală. De aceea, studii mai recente în literatura juridică abordează tema așa numite evitări judiciare ca strategie de evitare a conflictelor dintre autorități. Însă, este evident că invalidarea acțiunilor altor puteri, cum este în cauză și puterea legislativă, intră în logica inerentă a controlului de constituționalitate, inclusiv în accepțiunea tradițională a curților constituționale de legiuitor negativ. Însă, în timp, curțile constituționale și-au diversificat atribuțiile, devenind, cum s-a arătat, cum s-a mai arătat în literatura de specialitate,
colegislatori pozitivi și specifici, ceea ce a atras deopotrivă aprecieri, dar și numeroase critici la adresa curților constituționale, critici și acuzații de activism și de depășire, cu semnificația de depășire a competențelor. Aceste aspecte sensibile de asigurare a echilibrului dintre exercitarea competenței curții constituționale a atribuțiilor curții constituționale în limitele unor competențe care să se armonizeze cu competențele altor autorități publice în statul de drept, a făcut și recent, prin datorită importanței sale, a făcut recent și tema celui mai recent congres al Conferinței Curților Constituționale Europene, poate că pentru cei interesanți este o materie interesantă de studiu. Rapoartele acestei conferințe se află pe pagina de internet a Curții Constituționale din Republica Moldova și acolo puteți găsi și elemente interesante în ceea ce privește tema pe care o abordez eu astăzi, și anume aceea a limitelor constituționale ale legiferării în materie penală. Sigur că, având în vedere spațiul acestei întâlniri de astăzi, eu voi punta doar câteva aspecte vizând aceste limite constituționale ale legiferării, subiectul putând fi dezbătut și continuat și văzut și într-o lumină de drept comparat, de aceea am menționat această sursă de documentare și anume rapoartele Congresului Conferinței Curților Constituționale Europene de anul acesta. În ceea ce privește tema pe care mi-am propus să o tratez astăzi, am structurat-o pe două componente, și anume o componentă care privește constituționalitatea extinse a legislației penale, ceea ce înseamnă aspecte cu pregădere de formă ale legislației penale, și constituționalitate intrinsecă, și anume aspecte de fond, de redactarea textelor constituționale, a conținutului lor, de redactarea textelor din legislația penală versus cele constituționale. Vorbind despre legislație penală, folosesc o noțiune generală, adică mă refer și la dreptul penal substanțial, dar și la procedura penală. În ceea ce privește constituționalitatea extrinsecă, adică aspectele de formă ale legislației penale, mi s-a părut important, interesant, să selectez aici, ca exemplu relevant, problematica nivelului de reglementare al normelor penale. Știm că, potrivit Constituției, în acest domeniu se reglementează prin lege organică. Și atunci întrebarea este, poate ar fi și mai bine să reglementăm printr-o lege constituțională, nu? Care însemna, iată, libertatea și toate garanțiile ei, poate ar fi bine să ducem acest nivel la legea constituțională. Ei, Curtea Constituțională are o jurisprudență în sensul acesta, prin care s-a pronunțat asupra două inițiative de revizuire a Constituției României, în care a arătat că, din potrivă, nu este în regulă să ridicăm acest nivel de reglementare, de detaliere a legislației la nivelul legii fundamentale. Este vorba de cele două inițiative de revizuire a Constituției care au urmat după referendumul promovat de președintele României în 2019 și care au privit reglementări prin care era interzisă amnistia, grațierea în materia infracțiunilor de corupție. Curtea Constituțională a arătat cu acel prilej, când a constatat constituționalitatea în partea acelor inițiative de revizuire a Constituției, s-a referit și la statuările Comisiei de la Veneția în această materie, arătând că cu cât textul constituțional este mai detaliat, cu atât el se identifică mai mult cu legislația ordinară și este cu atât mai expus unor modificări relativ frecvente. Deci a invocat problema de instabilitate pe care ar crea-o ridicarea unor norme de nivelul legii organice sau poate chiar ordinare, da, dacă ne referim la alte domenii, dacă ar fi ridicate la nivel de lege constituțională. Am arătat Curtea că, din perspectiva percepției publice, este de observat că gravitatea pericolului social al diverselor categorii de infracțiuni în decursul timpului suportă aprecieri fluctuante, ceea ce înseamnă că însăși percepția publică a gravității infracțiunii săvârșite are o dinamică proprie. În consecință, excluderea de plano
printr-o reglementare de nivel constituțional a infracțiunilor de corupție, la posibilitatea grațierii individuale, lipsind astfel autoritatea competentă de a aprecia gravitatea, pericolul și impactul social al acestora de la caz la caz, poate crea situații de vădită discriminare și de șubrezire a autorității statului, tocmai în exercitarea anumitor prerogative publice în favoarea cetățenilor. O altă temă de analiză pe care am punctat-o tot aici pe componenta de neconstituționalitate extinse a legislației penale se referă la respectarea sau nerespectarea regulilor de procedură legislativă, procedura necesară pentru adoptarea unui act normativ, pentru că din ce în ce mai mult în jurisprudența Curții Constituționale sunt valorificate aceste norme care își alunează regulile de procedură legislativă. Conex, aș menționa, deși nu reprezintă o problemă în sine de constituționalitate sau neconstituționalitate, și procedurile alese pentru adoptarea unui act normativ în materie penală, pentru că știm că în unele situații s-a apelat la acele proceduri simplificate, angajarea răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege sau în alte situații la ordonanță de urgență, ca reglementare pentru modificarea unor norme în materie penală, pe care le consider ca fiind, nefiind recomandabile pentru adoptarea unor astfel de dispoziții. Sigur că în acest moment nu există o interdicție expresă în Constituție pentru a se adopta norme în materie penală prin aceste proceduri, dar tocmai datorită importanței sociale a materiei reglementate, este nevoie ca adoptarea lor să se petreacă prin procedura ordinară, obișnuită, cu dezbateri, da, parlamentare. În ceea ce privește constituționalitatea intrinsecă a legislației penale, de asemenea, voi puncta doar câteva repere în timpul care mi-a rămas. În primul rând, nevoia respectării principiului securității juridice și anume nevoia unor reglementări clare, accesibile, previzibile și aici este de subliniat rolul Curții Constituționale care în timp a preluat aceste elemente din, să spun, a creat așa o doctrină a securității juridice bazându-se în mod consistent pe jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materie și a sancționat numeroase reglementări, din păcate legislația din România nu se distinge printr-o deosebită calitate a reglementării, da? Deci Curtea a avut acest rol important de a sancționa acele norme, inclusiv în materie penală, care încalcă cerințele de claritate și predictibilitate a legii, sigur întemeindu-se pe dispozițiile constituționale cuprinse în articolele 1, alineatul 3 și 5, care reglementează statul de drept, supremația Constituției și respectarea legii. Cele mai spectaculoase evoluții în privința controlului de constituționalitate, aș spune și aici, a antamat un pic subiectul chiar domnul decan în deschiderea acestei conferințe, se referă la configurarea marjei de apreciere a legiuitorului în privința incriminării sau dezincriminării. V-am amintit că domnia sa s-a referit la abuzul în serviciu și decizia de referință pe care Curtea Constituțională a pronunțat-o atunci. Cu privire la această marjă de apreciere a legiuitorului în privința incriminării sau dezincriminării, Curtea Constituțională a subliniat și mai recent că nu este și nu poate fi una absolută. Legiuitorul trebuie ca prin opțiunea sa pe de o parte să aducă o atingere proporțională a libertății individuale a infractorului, ținând cont de relațiile sociale nesăpătite de către acesta, iar pe de altă parte să protejeze ordinea și siguranța publică, precum și drepturile și libertățile fundamentale ale celorlalte persoane, ținând seama de periculozitatea infractorului. De aceea, politica penală a statului trebuie astfel configurată încât să creeze un just echilibru între interesele concurente. Un asemenea echilibru reprezintă o garanție asociată statului de drept. În jurisprudența sa circumstanțind această marjă de apreciere, Curtea a pronunțat atât decizii prin care a constatat neconstituționalitatea normelor de incriminare, cât și decizii prin care a constatat neconstituționalitatea normelor de dezincriminare sau de relaxare a tratamentului sancționator. Dar nu este timpul necesar pentru a face un inventar al acestor decizii, doar aș vrea să subliniez faptul că
prin intermediul considerentelor care au fundamentat deciziile respective. Curtea Constituțională a consacrat și un principiu care s-a constituționalizat, chiar dacă nu are o reglementare expresă în Constituție, adică acel principiu ultima ratio, însemnând că legea penală trebuie privită ca având nu ca o ultimă opțiune în ordine cronologică, ci ca având semnificația că legea penală este singura măsură să atingă scopul urmărit, alte măsuri de ordin civil administrativ fiind improprii în realizarea acestui deziderat. Deci o ordine în ceea ce privește opțiunea legiuitorului pentru măsurile de sancționare pe care le stabilește la un moment dat prin legislație. De asemenea, în acele decizii, Curtea Constituțională s-a referit la nevoia de coerență legislativă, de articulare logică a politicii penale, în sensul de a nu se introduce dispoziții care la un moment dat să contrazică însăși filozofia reglementării. În ultima parte a intervenției mele, în 2-3 minute, mă voi mai referi la la o componentă care ține tot de limitele reglementării în materie penală, astfel cum au fost circumstanțiate de Curtea Constituțională și care, eu știu, în ceea ce mă privește, consider că reprezintă în prezent poate cea mai complexă provocare, nu numai pentru Curtea Constituțională a României, ci și pentru celelalte curți constituționale din statele membre ale Uniunii Europene. Și ea se referă la dezvoltarea dreptului penal european și receptarea legislației europene, a standardelor pe care vorbea și domnul profesor Tudorel Toader în intervenția domniei sale, a standardelor reglementărilor europene în materie de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale și concilierea lor, așa încât să nu se ajungă la conflicte, iar noi, până la urmă, destinatarii acestor legi, să beneficiem în mod uniform și egal de protecție la nivelul Uniunii Europene. Aici vorbim despre interpretarea articolului 148 din Constituție, în special care se referă la raporturile dintre ordinea juridică națională și cea a Uniunii Europene. Aș sublinia rolul semnificativ pe care Curtea Constituțională l-a avut în această privință, inclusiv în ceea ce privește interpretarea dispozițiilor constituționale în lumina a ceea ce chiar domnul președinte al Curții Constituționale a menționat în introducere a unei doctrine a dreptului viu, unui drept care trebuie să fie corelat cu evoluțiile sociale. Da? Și am în vedere în mod special interpretarea prezumției dobândirii licite a averii printr-o decizie a Curții Constituționale, prin care s-a pronunțat asupra unei inițiative de revizuire a Constituției în anul 2011, decizia 799/2011, când expressis verbis acolo în cuprinsul deciziei, care de fapt relua jurisprudența Curții Constituționale în materie, alte considerente din alte decizii care au privit inițiative de revizuire a Constituției și în care, în mod constant, Curtea Constituțională a spus că este neconstituțională înlăturarea acestei prezumții pentru că reprezintă o garanție a dobândirii licite a averii. De data aceasta, în 2011, Curtea Constituțională a spus că reglementarea acestei prezumții nu împiedică legiuitorul primar sau delegat ca în aplicarea dispozițiilor articolului 148 din Constituție integrarea în Uniunea Europeană să adopte reglementări care să permită deplina respectarea legislației Uniunii în domeniul luptei împotriva criminalității, Curtea referindu-se expres la decizia cadru 2005/2012 a Consiliului privind confiscarea produselor, a instrumentelor și a bunurilor având legătură cu infracțiunea, integrând astfel un act al Uniunii Europene, chiar în considerentele unei decizii prin care s-a pronunțat asupra inițiativei de revizuire a Constituției. Știți că ulterior a fost introdusă în legislația română și măsura de siguranță a confiscării extinse. Și în ultimul minut, așa ale prezentării mele, voi spune că, da, tot mai mult în deciziile Curții Constituționale și printr-o doctrină pe care a creat-o Curtea în această privință, a normelor interpuse, care dau relevanță, astfel dând relevanță normelor Uniunii Europene în controlul de constituționalitate, din ce în ce mai mult aceste norme ale Uniunii Europene
sunt prezente în considerentele deciziilor Curții Constituționale și am dat aici câteva exemple, și anume, de exemplu, directiva din 2012 a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale, directiva din 2016 a Parlamentului European și Consiliului privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent în proces în cadrul procedurilor penale și alte. Doar o subliniere importantă, să nu înțelegem prin asta că Curtea Constituțională ar face un control al normelor interne în raport cu directivele sau alte acte ale Uniunii Europene. Repet, acestea sunt prezente în considerentele Curții ca norme interpuse sau pentru a sprijini raționamentele pe care Curtea le face, pentru că controlul de constituționalitate este un control al legislației interne în raport cu dispozițiile constituționale. Concluzionând, reținem că legea penală este și trebuie să fie opera Parlamentului, dar în realizarea acesteia concură mai multe subiecte de drept, iar din ceea ce vedem, Curtea Constituțională a avut și are un rol foarte important în modelarea continuă și în armonizarea legislației naționale, inclusiv cu cadrul european, cu această ordine despre care unii spun că este constituțională într-o continuă transformare a Uniunii Europene. Vă mulțumesc pentru atenție!